Eu pe afară am ieșit prin București, m-am rătăcit și din buzunar o să încerc să scot o busolă dacă pot. Am busolă. Poate vă întrebați de ce am busolă la mine. Pentru că eu nu folosesc GPS, că eu sunt motorrider. Dar eu folosesc busolă. Bate soarele în tine, nu contează, este bine. Am busolă și ca să merg în nord, dar mai întâi trebuie să o învăț să o folosesc. Eu stau încolo, încolo, încolo unde? Că m-am rătăcit, nu știu pe unde sunt. Mi arată, asta n-ar trebui să-mi arate nordul. Aha. Ah, deci încolo stau. Ok. Încolo. Și eu sunt, și că eu sunt aici pe mijloc, nu? Și eu stau încolo. Așa o fi. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accesat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi facem, au, Caterinca. Un episod din ăla de Caterinca de care nu ați văzut de mult la mine pe canal și mi-aș cerut în continuare să fim Caterinca, pentru că asta este viața, trebuie să facem voie bună. Muncă cinstită, izvor de sărăcie. Ascultați bine la mine. O vorbă de-al unui prieten, de-al meu. O vorbă de-aia bună. Ia uite-l, mă, taximetrist. Așa, dragii prieteni, era să-mi rup gâtul la groapa asta. Mergem mai departe și comentăm despre ceea ce nu mai vedem de la soarele din București. Este, da, încă este decembrie. Ne-am decis să mai ieșim odată cu motorul în decembrie pe stradă. Nu știu, habar n-am pe unde mă aflu, dar tot ce vreau este să ajung pe baza busolei, să ajung acasă. Ce să fie? Pompe funebre, mersi, sunt cu motorul. Numai acolo mi-a sărit ochi. Ochi, ochi. Iza Supermarket. Uși și ferestre. Doamne ferește. Astăzi v-am zis că sunt mai pe Caterinca, așa, le dăm pe dume. Și pe glume. Inel principal. Hai să mergem și noi la inelul principal. Iau de acolo un inel să cer femeia. Giurgiu, Giurgiurel. Ia să mai vădițel. Vrei o zgârietură? Te uitai la mine, a, te știu eu. Nu te știu, dar așa este. Hai mă, îndrept. Giurgiu Constant, giur. Aoleu, merg la Giurgiu. Aoleu. A, stai mă, că s-ar putea să știu pe unde sunt. Nu știu. Băi! Mamă, ce m-am speriat ăla cu trotinet. M-a salutat în decembrie! Motociclist! Yes! Articole de feșuit. Știi? Fiș, aoleu, tanti! Unde te uiți când treci strada? Toată lumea merge tare. Inclusiv poliția, nu? Aia și poliția merge tare, dacă are. Dar n-are cu ce să meargă tare. Măi, dragi. Dragi moșului, că am zis că mă îmbrac cu poc-poc în moșa anul ăsta, dar nu mai m-am îmbrăcat. De ce? Pentru că au ieșit renii pe stradă. Progresul, piața agroalimentară, progresul, nu? Există progresului aici, în București? Nu știu, nu? Sectorul 4. Aleo, doamne, sunt în partea elaltă a capitalii. Au, 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 au. Este o zi numai bună de făcut caterincă. Este o zi numai bună de mers în fața semaforului. Oh, este o zi numai bună de mâncat ceva bun. Ce spuneți, dragilor? Băi, frate, pe bune, mă? Doamne, cred că o să mă sperii când o să mă uit pe GPS. De fapt, nu, că noi nu știm să folosim GPS-ul. Trebuie să mă uit pe busolă. Că tot în dreapta trebuie să merg. Am mers înainte, ca tembelul. Atenție, câine.
Atenție, câine. Atenție, câine. Câine rău. Sau câine răi. Da, frate. Apucați-vă de muzică. Faceți muzică și puneți-vă numele la canal Câine răi. Merge. Vă zic. Merge. Nu-mi place cum se merge pe aici. Parcă nu e așa. Nu e cileanul ăla pe care îl doresc eu ca să nu fac accident. Aici simt în orice moment că pot să pic din orice punct al motocicletei. Adică pot să pic și în față stânga, și în față dreapta, și în spate, că mă lovește, și în orice parte. Mă opresc pe stradă să-l întreb pe unul pe unde sunt. Și o să-mi zică sectorul 4. Și o să mă iau cu mâinile de cap. Care? Au... Clank, clank a făcut când am trecut peste. Băi, m-am săturat, nu mai merg înainte. Cine știe, n-abia ajung la Giurgiu. Nu știu dacă trebuie să... Pandemie. Eu fac dreapta. Păi, hotărăște-te. Nu știam unde vine. Dacă vine înspre mine. Azi o ținem numai pe rime. Așa, ala e. Ciob doze fiertabl. Ciob? Dă puțin înapoi. Ciob? Cumpără cioburi? Pe bune? Mamă, pe unde am ajuns? Mi-e și frică. Gardianul străzii. De ce nu simte puterea la minus 360 de grade? Termogenesis. Demo. Ia, cum dă, ia, dă magia, bă. Ce faci, bă? Du-mă în infern. Ia-mă în infern. Mi-este Frigulescu. Nu Frigulescu. Frigulescu e, da, mi-e Căldulescu acum, dar asta este partea a doua. Mie mi-este Friculescu, așa, cu C, că de frig nu mi-e frig, mi-e cald, am spus, mi-e Căldurescu, Mihai Căldurescu, nu știu dacă există numele ăsta, dar e destul de amuzant. La ăla nu există frână, nu există hopuri, nu există nimic, e durere în fund omul cu mașina aia. Of, Doamne, ce-mi place că mă dau cu motorul iarna, în decembrie. E foarte atrăgător, e foarte trendy așa, e foarte bine, nu știu, îmi place. Ăsta-i drumul de București, dragii mei. Să știți că nu o să mai găsiți un așa drum bun niciodată. Să încercăm. Mergem mai departe, că doar suntem la capitală. Dar bineînțeles că au blocat strada și să mergem pe asta dreaptă. De-aia ne-au blocat-o pe aia. Mor. Mor. N-ai mă cum, n-ai cum, așa ceva, n-ai cum. Iară din nou pe asta. Bineînțeles că... Băi, băiatule, nu mai suport. Deci nu, am mers câteva secunde pe ăla, nu mai mi-a ajuns, gata. Băi, dar unde sunt? Eu pe bune, chiar m-am rătăcit. Șuruburi. Cu șurubul. Ia șurubul, cu șurubul, ia șurubul. Mambo Siria, Siria, Mambo Siria, da, Mambo Siria. Piața Ferenta. Ce, mă? Aha, deci de asta mă simt eu așa stânjenit pe aici și văd eu numai case și... Pentru că sunt în Ferentari. Mi-e frică. Nu, pe bune mi-e frică. Adică ok. Copiii sunt prietenoși.
până mă bagă în casă și după aia mă taie și mă... copilul ăla mi-a făcut cu mâna ca să mă opresc la el, să cheme părintele și să mă ia să mă lege și făcea după aia trafic cu motorider, trafic de motorider. Da, o să dezvoltăm noi o afacere aici în Ferentar, lipsit de grob n-are cum să fie, trafic de motorider. Găsim noi 3-4 motorider și... Am ajuns pe un Ferentar la prietenii mei, zăbiiștii, cu cateneiștii ăia, cu katana, dacă nu v-ați dat seama. Nu, pe bune, deci chiar sunt de 100 de ori mai preventiv pe aici, pentru că, ok, hai să zicem, și capitala este destul de, de mare, dar totuși au... În funcție și de unde stai în capitală, stilurile de mers în trafic sunt diferite. Deci într-o parte, de exemplu, în sectorul 3 am văzut că se merge mai agresiv ca în sectorul 1. În sectorul 1 se cam stă pe loc. Asta e partea a doua. E păcat Păcățescu să nu înveți. Asta e vorba lui Poc-Poc. E păcat Păcățescu. Vă dau un pont. Sezonul viitor, la începutul sezonului, adică în primăvară, o să facem un nou intro cu o nouă cască dată de cei de la asfaltuscat.ro. Este o surpriză și pentru mine, dar și pentru voi, mai ales pentru voi, pentru că o să vin cu un nou design de cască. Boxele pe cască vor rămâne și pe acea cască, dar voi face un nou design mult mai fain, mult mai frumos, mult mai atrăgător, mult, mult mai discret. Aparent rămân și fără benzină, ceea ce este un lucru care mă sperie și mai tare. Mamă, am interacționat cu o persoană și deja mie că mă bate la cum s-a uitat la mine. Aoleu, s-o oprește să mă bată? Aoleu! Aoleu, mă mică! Nu cred așa ceva. Mamă, ce are jos acolo, mă? Talangă? De-aia ca la vaci? Dă-te că era, ne dă fum. Fii atent. Ia, ne dă fum, ne dă fum. Mamă, dă-te că mor. Dă-te că mor. Dă-i tare. Este că e, mă. Mamă. Ah, catedrala este în dreapta. Am scăpat de aici. Victorie! M-a ajutat catedrala, m-a ajutat Domnul să scap de acolo. Alai, dă-i. Uuuu, motovlog, iarna cu asfalturi și povești. Motovlog, iarna cu biserici și... Nenea deputat vrea să iasă din curte, dar nu poate. Că l-au lăsat pe motorider. Mersi. S-a stricat smart-ul, băi. Nu mai e smart. Nici smarturile nu mai sunt ce au fost. La 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 Am căscat. Cum mă bate vântul așa pe la ochi. Pe la ochi intră așa prin părți. Și mi-intră așa una prin dreapta, una prin stânga. E bine că nu m-am gândit care e dreapta, care e stânga, dar totuși l-ai nimerit. Și intră vântul, băi, intră vântul. O, ești biciclist, ia. Cuțu-cuțu, hai, cuțu-cuțu. Hai. Hai, boss, intri în alea, ce naibii faci? Mamă, dă să ne dăm și noi pe podul ăla nou făcut în București acum. Ăla care se oprește în lac.
Vreau să văd cum se oprește în lac. Vreau să văd asta. Merg să văd. Știți, până acum era Crăciunul cu singura casă. Acum e Revelionul cu singura casă, pentru că dacă suntem mai mulți, nu e bine. Luăm COVID de-astea. Știți voi. Atenție, dragilor, iarna sau când este rece, pe poduri, pentru că podurile sunt primele care îngheață. Maoleu, mă, mica mea, ia uite zona aici, șa! Ia cu parc! Aoleu, ia ce, mamă, drum european, bă! M-am dat pe podul nou în București, nu-mi vine să cred! Vai, eu aici mă opresc, aici gata. Vai de mine, nu-mi vine să, uite, opresc motorul. Nu-mi vine să cred ce văd a ochilor. Văd lacul și drumul ăsta, vai de capul lor, care se termină chiar în lac. Lacul duce până acolo. Dragilor, ăsta este un lac artificial, este făcut de Ceaușescu, da. Toată chestia asta de aici este făcută de Ceaușescu. Lacul e frumos. Voi sunteți frumoși. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest videoclip. Nu uita să dai videoclipul mai departe și prietenilor tăi, să dea like, share, subscribe și coment, să răspunzi și tu la întrebarea săptămânii: tu cum ai scăpa din Ferentari? Nu contează cum răspunzi, răspunde în comentarii acolo și voi citi comentariul tău, dacă este unul bun, în videoclipul viitor. Nu uita să intri și tu pe motorridershop.ro ca să fii și tu un motorrider. Motorrider pentru tine, până data viitoare, numai bine! Pa!